Și văzând Domnul, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Cuvioși părinți, iubiți credincioși, nici femeia cea văduvă din cetatea Nain, nici altcineva din cei mulți care duceau la mormânt pe fiul ei, nu au rugat pe Mântuitorul să facă acea prea slăbită minune de a învia pe fiul văduvei și a-l da mamei sale. Ci însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, văzându-o plângând, i s-a făcut milă de ea, după cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Și văzându-o Domnul, i s-a făcut milă de ea. Mila lui Dumnezeu este una din însușirile înțelepciunii lui Dumnezeu. Toate însușirile lui Dumnezeu le are dumnezeirea din fire și nu le-a luat din altă parte. Ca și celelalte însușiri a lui Dumnezeu, mila lui nu are margini. De aceea și Duhul Sfânt ne încredințează zicând că mai mare decât cerul este mila ta. Știm cu toții, iubiți credincioși, că cea mai mare milă, milostivirea lui Dumnezeu s-a arătat prin trimiterea Fiului Său pe pământ ca să mântuiască neamul omenesc din robia amară și grea diavolului. De aceea lui Dumnezeu îi se mai zice și Tatăl îndurărilor și Dumnezeu a toată mângâierea. Toate neamurile sunt datoare să slăvească pe milostivul Dumnezeu pentru mila Lui. Mila lui Dumnezeu este din neam în neam spre ce se tem de dânsul. Când Mântuitorul, milostivindu-se, a înviat pe Fiul Văduvei din Nain, prin această preaslăvită, minunată minune, a adus negrăită bucurie și spaimă atât mamei copilului înviat, cât și tuturor celor ce erau de față, încât tot cei ce au dat slavă lui Dumnezeu zicând, proroc mare s-a sculat într-un noi, că a cercetat Dumnezeu pe poporul Său. Dar oare mila lui Dumnezeu numai într-un loc și într-o vreme arată asupra neamului omenesc mila Sa? Nu nici de cum. Oceanul ce fără de fund și fără de margini al milei milostivirii lui Dumnezeu a lucrat, lucrează într-un locul în toate timpurile asupra tuturor deținilor sale, după cum spune Dumnezeiasca în Scriptură. Îndurările Lui sunt peste toate lucrurile Lui. Cine n-a văzut vreodată vara când seceta mare arde și amenință pe oameni și animalele lor, fiindcă după mărturia Scripturii cerul de mare secetă se face ca ferul și pământul ca rama și încep toate viețuitoarele pe pământ a simți lipsa de apă, de hrană, când dată ce preoții adună poporul și fac rugăciuni de ploaie și taina Sfântului Maslu în biserici și mănăsit pe câmp, prin grădini, îndată începe a se ivi norii pe cer, adunându-se și îngrămădindu-se. Apoi se aud tunete, se văd fulgere de la răsărit până la apus și începe a cădea strop de apă, și îndată vine ploaia mare și curată, care a dat țarenele, câmpiile, grădinile și aduc mare bucurie oamenilor, plantelor și tuturor viețuitoarelor pe pământ. Cine nu cunoaște atunci și nu vede în această binefacere mila lui Dumnezeu față de oameni? Cine din cei credincioși care au frică de Dumnezeu nu mulțumesc din inimă prea înduratului atotputernicului Dumnezeu pentru mila milostivirea Sa asupra sfintirilor sale? Ba uneori și înainte de a se aduna credincioșii la rugăciune în biserică, numai uitându-se la cer și suspinând din adâncul inimii pentru lipsa de apă, de hrană, Dumnezeu ca un știutor al inimilor privind la inimile lor care se roagă în tăcere,
îndată trimite ploaie timpurie pe pământ, la bună vreme, spre rodirea pământului, aducând mângâiere, bucurie tuturor, și celor buni și celor răi. Și aceasta pentru că Domnul Dumnezeu, după mărturia Sfintei Scripturi, plouă peste cei drepți, peste cei nedrepți, răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi, care nu vor să-L cunoască pe milostivul Dumnezeu. Alte ori, pentru păcatele oamenilor, Dumnezeu îngăduie să vină peste oameni în boli grele, fără de leap, sau cu nevoie de vindecat prin doctori și spitale. Dar îndată ce se fac slujbe, rugăciuni, taina Sfântului Masă, care are o mare putere, și prin casele creștinilor se face taina Sfântului Maslu, bolile se vindecă prin credință și oamenii se fac sănătoși ca mai înainte și aduc mulțumire și slavă prea bunului Dumnezeu care l-a cercetat, dar morții nu l-au dat. Uneori se ridică mari tulburări și războaie între popoarele lumii care aduc moartea mii milioane de oameni. Însă dacă oamenii și aduc aminte de Dumnezeu, aleargă la El cu rugăciuni și zile de post din toată inima, atunci prea bunul atotputernic cu Dumnezeu potolește tulburările, stinge războaiele și aduce pace și înțelege între oameni. Căci Dumnezeu se milostivește pe noi și ascultă pe toți care se roagă pentru pacea lumii, pentru unirea fiilor Bisericii. Este Împăratul Păcii și fericește pe cei ce iubesc pacea, zicând, fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Alte ori se ridică furtuni mari, ploi peste măsură și grindină, aducând mari stricăciune livezilor, grădinilor, recoltilor, cu mari inundații, alunecări de teren care sunt sau sunt cu tremure grele de pământ. Însă dacă oamenii se căiesc de păcate săvârșite, aleargă cu lacrimi și post la rugăciune, ploile încetează și cu tremurile se liniștesc cu mila, puterea negrăită a prea bunului Dumnezeu, care le stăpânește pe toate. Cine nu cunoaște atunci mila îndurarea lui Dumnezeu asupra oamenilor, purtarea lui Dumnezeu de grijă pe care o are spre toate fapturile sale, pe noi ticăloși și păcătoși. Alte ori, pentru păcatele oamenilor, Dumnezeu îngăduie să apară boli, încercări, fără de leac, mulțime de lăcuste, gândaci, veri, omizi, alte insecte care fac mari stricăciuni grădinilor, livezilor, tuturor semănăturilor. Însă dacă preoții, slujitorii lui Dumnezeu și credincioșii evlavioși se adună în biserici și fac rugăciuni, Sfântul Maslu, aghiazmă și alte slujbe rânduite, îndată suferințele oamenilor se ușurează și insectele stricătoare dispar prin mina portare de grijă a Preabunului și mult milostivului Dumnezeu față de neamul omenesc, fiindcă toate vin din pricina mulțimii păcatelor noastre. Dar cine dintre oameni va putea să spună vreodată cât de mare, nemăsurată este îndurarea mila lui Dumnezeu pe care pururea o are față de noi păcătoși? Așadar, frați și surori, cugetând noi la mila îndurarea lui Dumnezeu, să ne silim a fi milostiv. Vai de omul care nu este milostiv. Față de frații noștri loviți de atâtea suferințe, care sunt tot oameni ca și noi. Prin aceasta împlinim porunca dată de Dumnezeu care zice: fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. Atunci cum vrem noi să fie Dumnezeu milostiv dacă noi nu știm să facem cât de cât o mică milostenie? Să ne aducem aminte că făcând noi fapte de milostenie, facem bine
sufletelor noastre, după mărturia care zice: omul cel milostiv face bine sufletului său, iar cel nemilostiv pierde trupul său. Și va da răspuns în fața lui Dumnezeu. Când vrem să facem milostenie, să fim atenți când o facem, să facem cu inimă bună, nu împins de cineva, sau să fim văzuți bine. Să fim cu inimă blândă și curată, cu gândul curat la Dumnezeu, făcând acea faptă bună, cu bucurie. Să dăm celor săraci necăjiți, aducându-ne aminte că roada omului drept este milostenia. Și dacă cineva miluiește, să miluiască cu voie bună. De asemenea, trebuie să știm că în toate se arată mila lui Dumnezeu, dar mai cu seamă în îndelunga sa răbdare. Iarăși, mila lui Dumnezeu se arată în cruțarea celor răi, datorită celor drepți. Deci cei drepți se țin pe cei răi cu rugăciunea. Cine vrea să înțeleagă clar acest lucru, să citească în Sfânta Scriptură despre convorbirea fericitului patriarh Avram cu Dumnezeu, despre pedrea Sodomei și a Gomorei. Iar vedem iluminat în mărturia Sfintei Scripturi că mila lui Dumnezeu se arată pururea către cei ce se lasă de cele rele și se căiesc de păcatele săvârșite până acum. Auzi ce zice Dumnezeu prin gura marului proroc Isaia: să-și lase cel necredincios căile sale și omul fără de lege sfaturilor sale să se întoarcă la Dumnezeu și va fi miluit. Prin marele proroc Ieremia același lucru se arată. Cel fără de lege se va întoarce de la toate fără de legile sale pe care le-a făcut și va păzi toate poruncile mele și va face dreptate și mine cu viață, va trăi și nu va muri. Dumnezeu amenință pe poporul Israel cu pierzare pentru că nu face milă și zice prin prorocul Osea: ascultați cuvântul lui Dumnezeu, fiul lui Israel. După va să judece Domnul pe cei ce locuiesc pe pământ, fiindcă nu este credință nici milă, nici cunoștință lui Dumnezeu pe pământ, fără credința în Dumnezeu. Tot așa Mântuitorul Iisus Hristos, în pilda datornicului cu 10.000 de talanți, ne arată pedeapsa celui ce nu a voit să facă milă cu fratele său, căruia îi zice: slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel într-ună slugă cu tine, precum și eu am avut milă cu tine? Cu adevărat, frați și surori, Dumnezeu este bun și blând. Întârzie, dar nu uită. Este mult milostiv tuturor celor ce îl cheamă pe dânsul. Să nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Că va veni ceasul și vom da răspuns. Dumnezeu nu voiește moartea păcătos, întoarcă să fii viu. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta păcatele voastre. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a arătat că mai mult voiește de la noi milă decât cer. Mergând învățați ce înseamnă milă voiesc chiar nu cer. Că nu am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Iubiți credincioși, până aici am arătat cu mărturii din dumnezească Scriptură despre milă, milostivirea lui Dumnezeu și în ce fel lucrează mila lui Dumnezeu asupra noastră. Acum voi spune o istorie sfântă despre mila, milostivirea, îndelungă răbdarea a lui Dumnezeu, pe care o are pururea El asupra celor răi, spre a-i întoarce la dreapta credință. Cine a citit în Sfânta Scriptură istoria împăratului Manase și a înțeles câte răutăți și fără de lege a făcut el înaintea lui Dumnezeu, acest împărat? Cum a adus pe poporul Israel de la închinare de idoli, cum a făcut jertfelnice idolilor, mai bine zis demonilor,
în amândouă curțile templului Domnului, cum a trecut pe fiii săi prin foc, și a făcut idol cioplit și l-a lăsat în templul lui Dumnezeu, și cum împăratul Manase a adus pe Iuda, pe toți locuitorii Ierusalimului, în atâta rătăcire, încât și-au săvârșit mai mult rău decât alte popoare, pe care Dumnezeu l-a sprijinit din fața fiului Israel. Dar mila, îndurarea lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu față de oameni, fără de margini, s-a arătat asupra acestui împărat ticălos, depărtat de la Dumnezeu și cu judecățile sale necuprinse de minte, a întors la pocăință, la dreaptă credință pe Manase, căci a trimis asupra sa cu război pe căpetinile armatei regelui Asiriei, care l-au prins cu arcul și cu arcanul l-a dus legat în cătușe de fier în Babilon. Așa i-a fost lui întoarcerea prin acest semn. Acolo, fiind în mare necas, întorare, și-a adus aminte de Dumnezeu și de adâncul răutății care le-a săvârșit în viața lui. Acolo a început cu mare durere din adâncul inimii să se roage lui Dumnezeu, să ceară milă de la prea bunul Dumnezeu, făgăduind îndreptare din toată inima, rugându-se lui Dumnezeu. Doamne, Atotțiitorului Dumnezeu, părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, al seminției cele drepte, cel ce ai făcut cerul, pământul cu toată podoaba lor, care ai legat marea cu cuvântul poruncii tale, care ai încuiat ca timpul ce l-a pecetuit pe el cu numele tău, în cel înfricoșat și slăvit, înaintea căruia toate se tem, se cutremură din pricina tăpudrinciei tale, pentru care nimeni nu poate să stea înaintea sălucirii slave tale, nesuferită este demonia, urgia ta asupra celor păcătoși, însă nemăsurată neajunsă este mila păgăduinții tale. Iar fiindcă era legat în lanțuri de fier și nu putea să-și plece genunchii săi la rugăciune, a zis: dar cum îmi plec eu genunchii inimii mele rugând bunătatea ta? Am păcătuit, Doamne, am păcătuit fără de lege, am săvârșit în fața ta. Însă ce rugându-te, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și nu mă pierd. În fără de legile mele nici nu mă o sunt de la întuneric, sunt pământul de Tu ești Dumnezeule. Dumnezeu cel ce se îndreaptă, arată, Doamne, peste mine mila Ta, bunătatea Ta. Mântuiește-mă, Dumnezeule, și pe mine nevrednicul. După mare mila Ta și Te voi proslăvi în toate zile vieții mele. După această rugăciune plină de umilință, Manase a fost ascultat de Dumnezeu și nu numai că a fost miluit și iertat de păcate lui, ci din mari, ca nisipul mării, ci și din robia l-a scos pe amnosipul Dumnezeu și l-a întors în Ierusalim, unii s-a dat împărăția pierdută până la sfârșitul său, a împărățit peste Israel neîncetând a se îndrepta, a se ruga prea bunului milostivului Dumnezeu. Iubiți credincioși, pilda cu împăratul Manase, fiul Ezechia, ne îndeamnă pe noi la pocăință, căci nimeni nu trebuie a se desnădăjdui. Dumnezeu este iertare și iubire. Să ne întoarcem cu căință, pocăință, cu credință, cu lacrimi la Dumnezeu, recunoscându-ne păcatele noastre săvârșite până acum. Să mărturisim la duhovnic. Atenție mare! Să ne căutăm duhovnicul iscusit, care ne rabdă la spovedanie și cu mare căință, cu durere de inimă, cu hotărârea a nu mai păcătui, și aș împlini canonul dat de duhovnic, fiindcă nu-i tot una să te spovedești, dar să nu ceri canon de la duhovnic, care consider că nu ți-a dat îndeajuns canon. Pentru păcate, cer canon de la Părintele Duhovnic, fiindcă fără canon, iubiți credincioși, nu ne putem mântui. În ce constă canonul? Metanie, rugăciune dimineață, acatistul Mântuitorului, a Maicii Domnului, a zilei, paracristul Maicii Domnului, rugăciune de seară, rugăciune minințe către Îngerul Păzitor, către Fiul lui Dumnezeu și către toate puterile cerești. Poziția cea mai dreaptă, mai ortodoxă a noastră față de mila lui Dumnezeu este aceasta: să ne silim
la lucrarea tuturor faptelor bune. Să ne nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Nu deznădejde, ci nădejde în mila lui Dumnezeu. Nu la fapte bune ale noastre, iar noi vreme de cădere în păcat. Să nu ne deznădăjduim de mila lui care pururea ajută și ne ajută pe calea mântuirii. Să luăm aminte că dacă Dumnezeu face milă cu noi, suntem și noi datori să facem milă cu semenii noștri. Sunt atâția oameni săraci, ori, orogi, chiori, uscați, orfani, văduve. Să-i ajutăm după puterea noastră, nu-i să-i judecăm. Că vom da răspuns dacă îi vom judeca. Să le ajutăm cu ce putem noi după trebuința vieții. Un ban, o haină, o pâine dăruită cu dragoste de primește Hristos. Sunt atâția oameni bolnavi, să cercetăm prin spitale. Că nu are cine să îngrijească. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea, alinarea suferinților când auzim de un bolnav care nu are pe nimeni. Să-i plătim o operație, să-l mângâiem cu un cuvânt bun. Și să-i fim aproape, ca Dumnezeu să aibă milă și de noi, când vom fi în suferință. Dar cea mai mare faptă, iubiți credincioși, când auzim, întâlnim și vedem necredincioși, care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca să-i întoarce la dreapta credință. Adică, mai bine spus, cei bolnavi sufletești. Că mai gravă boala sufletească uneori ca cea trupească. Toți suntem bolnavi sufletești, trupești. Să ne ostenim mai călăuziți spre Hristos, ai îndemnat la biserică, la rugăciune, la un preot să-și mărturisească păcatele, să le vorbim de bucuria mântuirii de chinurile iadului, să-i convingem să se îndrepte, să se întoarcă la Dumnezeu, să urmeze cu dreaptă credința lui Hristos. Numai așa ne putem mântui, că zice Domnul, fericit cei milostivi, că aceia se vor milui. Să ne îmbrădincească mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și să ne ajute a face milă ca să dobândim iertare și cerească împărăției care nu va mai avea sfârșit în vecii vecilor. Amin! Amin.